Doi șoferi și-au dat pumn chiar pe o șosea din capitală. Totul s-ar fi întâmplat pe o stradă din sectorul Buiucane al capitalei după ce unul dintre conducătorii auto nu i-ar fi cedat trecerea unui alt șofer. Cel din urmă s-a enervat, a coborât din mașină și l-a scos cu forța pe celălalt afară, dându-i pumn în stânga și în dreapta. Imaginile au fost surprinse de un alt șofer care se afla în spate și care, împreună cu alți participanți la trafic, a reușit să-i liniștească pe cei doi. După ce și-au dat pumn, cei doi și-au văzut de drum. Poliția nu a fost încă sesizată pe acest caz.